incredibil ce cadouri i-a dat Viorica Dencil, la Vatican, Papei Francisc, video. Prim-ministrul Viorica Dencil a fost primit, vineri, în audient privat de către Papa Francisc, premierul mulțumind sanctificii sale pentru atenția generoasă pe care acesta a acordat-o mereu relațiilor cu România. Sublinierea i-a exprimat speranța că acest Sfântul Părinte va efectua o călătorie apostolică în România. Premierul Viorica Dencil a anuncat că l-a invitat pe Papa Francisc să efectueze o vizită în România, suveranul pontif răspunzând că la începutul anului viitor va veni în țara noastră. Papa Francisc a primit, din partea premierului României, semințe de legume sublinierei plante din soiuri tradiționale române sublinierei un puiet de mere Florina, pe care suveranul pontif se le sedească în propria sagere din incinta castelului Gandolfo, în care au fost sedite semințe primite sublinierei de la înalți oficiali ai altor state, anunță guvernul. Potrivit acestuia, semințele de legume sublinierei plante au fost obinute la staiunea de cercetare pentru legumicultură Buzu de inginerul sublinierei preotul Costel Vântorul, castravete amar rodeo, castravete cu cepitem pus, ardei iute lung de cebal, tomate Buzu 1600, ceap alb de Buzu, leu subliniere tan topaz, busuioc violet serafim. În plus, Dencil i-a oferit un stilou personalizat, inscripționat cu numele Papei Francisc, modelul Poenar Majestic Blackwood, confecționat, manual, din lemn, în România, la atelierele din Suceava. La rândul său, premierul Viorica Dencil a primit în dar de la Papa Francisc 3 cerci, o medalie din bronz oficial, dedicat celui de al cincilea an al pontificatului sanctificii sale, sublinierei o plac sculptat în bronz realizat de artistul Guido Veroi, exprimând un mesaj de pace, solidaritate sublinierei justiție social, mai arată biroul de presă al guvernului.